Justin. Yeah. Yo, t'es mon bénéficio. Salut tuturor, eu sunt Andrei și v-am regăsit la un nou clip. De această dată o să facem încă un episod din seria voastră preferată de unboxing. O să facem un unboxing la noul PC de streaming pentru camera de streaming. În momentul de față filmez aici și camera asta este cam vreo 60% terminată. Mai avem ceva de muncă, dar aveam nevoie de un calculator pentru că vechiul calculator era pai de capul lui și aveam nevoie de un calculator aici. So, mulțumesc mult Sadboy, plus 69 intelect și haideți să dăm drumul la unboxing. Deci, avem aici prima cutie, cutia de componente. So, haideți să dăm drumul, să desfacem aici. Câți? Ca să vedem și ce componente avem în interior. Eu știu ce componente avem, dar vreau să vi le prezint așa pe rând. Să facem pe partea asta. Gata. Și acum îți facem cutia de componente. Câți? Vedem ce avem noi aici. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Hai să punem cuțitul ăsta într-o parte și avem în primă fază banda RGB, cutia de la banda RGB. Avem aici cutia de la placa de bază. În principal PC-ul ăsta merge pe Ryzen, pentru că știți că data trecută tot Ryzen am avut și sunt destul de mulțumit. Avem un RTX 2070 de la Gigabyte, super super forță. Și ce mai avem pe aici? Avem un cooler, pentru că le-am zis să-mi scoată coolerul de pe din carcasă, pentru că am luat eu unul separat mai șmecher, pentru că ăsta nu are lumini. O să vedeți voi la ce mă refer. Și aici ce avem? Ia că-s curios aici ce avem. Aici avem asta de la sursă. Ok, ok. Avem și asta de la sursă aici frumos băgate. Aici este cutia de la cooler de care v-am zis. Am luat un cooler separat pentru coolerul ca să lumineze mai șmecher în spate. Și aici avem telecomanda pentru LED-uri, pentru că avem LED-uri în interior. Aici avem procesorul AMD Ryzen 7 2700X. Și aici avem sursa de la Seasonic de 620W. Mai avem aici niște chestii, mai avem plăcuțele de RAM, două dual channel care în total fac 16 GB. Iar aici este și cutia de la SSD. Iar aici este și cutia de la SSD. Forță. Așa, deci avem acum ultima cutie, PC-ul în sine. So, unde trebuie să-i facem? Au, din partea asta aici avem. Forță. Așa. Luăm și partea asta. Așa. Trebuie să tăiem și pe lung. Și acum și spune de scoate. Plânge, ești nebun. Așa. Și aici avem PC-ul. Acum o să facem o schemă ca să-l scoatem. Facem așa. Parcă văd acum că îl fac praf și nu mai am nici PC. Cum ar fi? Nu am văzut până acum PC-ul cum arată, sunt tare curios. Și bum! Și acum scoatem folia în 3, 2, 1 și bum! Cam așa arată. Avem aici, bă, că foarte nasol pusă banda asta, o să trească să o rezolv eu, pentru că cei de la PC Garage nu au reușit să o facă, să o pună cum vreau eu. Cred că eventual ori o să o scot, ori o să încerc să o pun aici jos. Banda mai este încă o bandă, aici sus, dar aceea văd că nu se vede, s-o arată destul de bine. Oricum, acum o să trebuie să-l montăm la setup și să vedem cum arată. Deci revenim când facem tranziția. Cam așa arată PC-ul, i-am scos carcasa, pentru că vrem să vedem aici cum facem cu banda asta care arată oribil aici. Pentru că trebuie să vedem ce facem cu banda asta de aici, pentru că arată oribil. Ori o să o scot, ori o încerc să o pun aici, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, o să o scot și o să o folosesc la altceva. Pentru că oricum am o bandă aici sus, mai este o bandă aici sus care luminează. Am culorul ăsta aici mișto, dar am principal cam așa arată. Avem și culorile astea trei aici în față, sau ventilatoare, cum vreți să le ziceți. Avem aici un ventilator RGB. Încă trei aici și avem culorul aici de la AMD primit cadou. Deci guys, acum o să-i dăm prima cheie. L-am băgat în priză pentru că vreau să văd cum se văd LED-urile. Și dăm prima cheie. 3, 2, 1 și... Bum!
Lol, uite cum arată, frate. Cât de cool. Deci cam așa arată LED-ul ăsta pe aici, l-am mutat aici. Cred că o să iasă destul de bine și aici. Și cred că o să arate destul de bine și aici. Avem LED-ul ăsta pe aici, care asta nu se vede, banda LED pe aici. Avem cooler-ul, avem ăsta la Gigabyte, avem cooler-ul ăsta și avem și în față aici. Deci cam așa arată PC-ul momentan, acum trebuie să-l montăm pe birou. Cam așa arată și în spatele PC-ului. Nebunie aici, cable managementul care este momentan. Și acum o să vedem ce reușim să facem cu noul PC. Cam așa arată PC-ul acum pe care l-am cumpărat. Și cam așa arată vechiul. Da, ăsta n-are o treabă cu streaming-ul sau ceva. Nu, nu-i pentru așa ceva, vă zic de pe acum. Asta este bestia, să vedem ce reușim să facem cu ea. Deci, nu aveți idee ce nebunie a trebuit să facem, a trebuit să schimbăm formatul SSD-ului pe M2, a fost o mare bătaie de cap, cream că nu o să reușim, dar până la urmă a mers să instalăm, uite sau acum se instalează, încă n-am terminat cable management-ul, e mare zăpăceală pe aici. Și da, sunt foarte bucuros că am reușit să instalăm Windows-ul, pentru că nu mă așteptam să nu meargă, era într-un format ciudat și nu mergea efectiv. Acum o să facem unele dintre cele mai satisfăcătoare părți. O să scoatem folia asta. Să vedem cum arată și fără folie. Ma. Forță. Și cam așa arată în interior. Tocmai ce am instalat și Windows-ul, din păcate monitorul la momentan nu merge pentru că o să am nevoie de un adaptor de la DVI la HDMI, pentru că placa asta video nu are decât HDMI și DisplayPort, o grămadă de DisplayPort-uri și eu nu am decât un DisplayPort. Ideea e că cam așa arată. Fratelor, acum filmez după o zi, după ce am făcut unboxing-ul, am rezolvat cu monitoarele, acum am două monitoare, a trebuit să iau un alt cablu pentru că în spate nu mai aveam nicio intrare DVI. Cam așa arată finalul PC, eu zic că arată destul de bine. Setup-ul nu este gata deloc, mai trebuie să mai iau un braț pentru microfonul, mai trebuie să mai iau încă un monitor. Ideea e că momentan este în lucru, camera este 60% în lucru. Dar da, fraților, cam am dat văzut cu acest unboxing, nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like dacă vreți să apară cât mai rapid tour-ul studioului, când o să fie gata, pentru că momentan nu este gata, dar cam așa arată setup-ul, nu este gata încă. Sper să termin cât mai rapid. Nu uitați să dați pe butonul de like, subscribe, clopoțel. Eu am fost Andrei și până la viitoare v-am salutat. Bye bye!